Peștele țintă de astăzi este plătica, dar când spunem plătică, în materie de nade, la noi este împământănită o teorie, și anume că plătica răspunde extraordinar de bine numai și numai pe dulce, mirosuri cum ar fi caramelul sau scorțișoara. Astăzi vom încerca să facem ceva diferit. Din nou vom folosi o nadă pe bază de fișmil și în speranța de a captura exemplare mai frumoase. Pentru asta am adus astăzi, vom face un mix de nade. Prima nadă este Cult de la Beitec. Este o nadă sweet fishmeal. Sweet vine nu de la cuvântul dulce, nu că este nada dulce. Are în compoziție foarte multă melasă, care se știe că este pe placul plăticii. Deci asta va constitui deocamdată baza noastră. Vom adăuga circa 1 kg. La fel, nada are o granulație extraordinar de fină. Se umectează foarte, foarte bine și se desface la fel de bine, ceea ce ne interesează. Cam asta ar fi 1 kg de nadă. Avem de asemenea apă, o adâncime de aproximativ 3, 4, 5 metri, ceea ce ne obligă să creăm un mix, o nadă grea, o nadă care să reziste pe căderea în coloana de apă, să nu se desfacă pe cădere. Ne trebuie să lucreze pe substrat. Pentru asta vom mai adăuga Mantra, tot de la Beitec. Este o nadă tot pe bază de fishmeal și proteine de carne. Este o nadă grea. Ce înseamnă greu? Greu nu înseamnă că este ea pur și simplu grea sau că are pământ. Înseamnă că absorbe mult mai multă apă decât o nadă obișnuită și nu se colează atât de tare. Deci greutatea în sine este dată de apa pe care o absorbe. Deci avem la 1 kg de Cult, o să punem 1 kg de Mantra, care va face nada puțin mai colantă și grea, ceea ce ne și interesează. Aceeași granulație fină, după cum observați. Deci toate au la bază fishmeal. Eu vreau să accentuez efectul de fishmeal. De aceea vom folosi și o jumătate de puncă de Special G Gold. Special G este practic o nadă cu foarte, foarte mare cantitate de făină de pește. Este o proteină din făină de pește GPS 90 care se dizolvă foarte, foarte bine în apă, inclusiv la temperaturi scăzute. Jos la 4 metri, 4 metri jumate, 5 metri. Nu avem aceeași temperatură precum la suprafața apei, acolo s-ar putea să avem chiar în jur de 14-15 grade, ceea ce pentru timpul de acum este încă o apă rece. La 2 kg de nadă, o jumătate de kilogram de Special G este suficientă și vom da o amprentă de fishmeal nadei. La fel, o granulație extraordinar de fină. Vom mixa acum amestecul. Pentru a omogeniza cele trei nade. Și vom începe umectarea. Din nou nu folosesc aditivi. Nu pentru că nu sunt buni, dar vreau ca la sfârșitul partidei rezultatul pe care îl voi avea să-l pun în seama nadei și nu în seama aditivilor. Chiar vreau să văd dacă există diferențe. Claudiu o să pescuiască cu tot o altă nadă. Vom vedea dacă vor exista diferențe între ceea ce voi prinde eu și ceea ce va prinde el. Așadar, apă. Puteți să puneți fără probleme destul de multe de prima oară. Granulația fină a nadei permite o umectare extraordinar de facilă a nadei. Și nu riscăm, dacă punem multă apă, să coleze precum o nadă cu o granulație mai mare, care are făinurile menite să țină granulele mai mari împreună.
Aceea, dacă punem apă foarte multă de la început, supraumectăm acele făinuri și riscăm să stricăm nada. Un alt avantaj al acestei nade este că nu necesită sitare după preparare. Asta e o muncă de chinez bătrân care, dacă nu o faci bine, îți poate afecta rezultatul partidei. Și dacă nu vă grăbiți, decât să aveți mai mult timp dedicat pescuitului în sine cu o nadă prost pregătită, mai bine pescuiți mai puțin timp cu o nadă bine pregătită. Rezultatele se vor vedea la final. Deja se observă că a început să absorbă apă. Vom continua. Mai puțină apă acum. Prima parte a umectării este gata, după cum se vede, se pot forma bulgări foarte ușor. Se desface la fel de ușor. O lăsăm să tragă 10 minute, un sfert de oră, apoi o finalizăm. Cu asta deocamdată am terminat. Trecem la partea a doua. În afară de nadă mai avem nevoie de particole. Particole menite să țină plătica pe substrat, să se hrănească, să le caute. Nada este menită doar să atragă peștele, după cum am spus, să atragă peștele în zona în care pescuim noi. Pentru particole avem un mix de micropelete, 1 și 2 mm. Sunt pelete de fishmeal și halibut. În continuare aceeași linie, ținută, făina de pește. Acestea trebuie, înainte de a fi băgate în nadă, trebuie umectate. Altfel, dacă le vom băga așa, în starea aceasta, vor absorbe umezeala din nadă, vor usca nada și se va întâmpla exact ceea ce nu dorim noi. În momentul căderii coșulețului cu nadă, în coloana de apă, se va desface. Așa că va trebui să le umectăm. Pentru umectare, un vas, cred că sunt suficiente. Peste ele, apă, până când le acoperim cu apă. Având în vedere că spelete de 1 și 2 mm nu le vom lăsa foarte mult timp, în jur de 2-3 minute maxim, și apoi vom scurge apa. Pentru asta voi folosi capacul și le vom lăsa deoparte să absorbă apă. 2-3 minute au trecut, după cum vedeți, deja am început să absorbă apă, era mult mai multă, dar nu le vom lăsa să absorbă toată apa, capacul pus și pur și simplu le întoarcem invers să se scurgă apa din ele. Umezeala care rămâne printre ele va fi suficientă pentru a le umecta corespunzător. Ăsta putem să lăsăm așa, se scurge singur și trecem la ceea ce consider că ar trebui să fie vedeta partidei de astăzi. După cum se știe, pe Sărulești nu este permis pescuitul staționar folosind fir de păr, așa că orice momeală folosită de noi va trebui să fie înțepată în cârlig. Pentru asta voi folosi astăzi pelete expandabile de 6 mm. Ele se vor mări, se vor face de 8 mm odată preparate și le vom folosi inclusiv în nadă, cât și la cârlig. Am să vă explic și cum se prepară. Cel mai simplu este să folosiți o pompă de pelete. O pompă de pelete ce este? Este un recipient, un capac și o valvă.
împreună cu o pompiță. Practic, în recipient, cu ajutorul pompiței, vom crea un vid. Vid care va ajuta la scoaterea aerului din interiorul peletelor, care sunt poroase, ele plutesc acum, în starea aceasta, și permiterea apei să intre în pelete. Se vor uda, se vor umecta și se vor scufunda. Așadar, cam o jumătate de recipient punem cu apă. Încercați să puneți apă mai multă. Dacă aveți vasul prea gol, o să trebuiască să scoateți mai mult aer, adică mai multă muncă. Deocamdată e suficient atât. După cum se poate observa, ele plutesc în momentul acesta. Punem capacul și începem să scoatem aerul. Deja se poate observa cum aerul din pelete începe să iasă. Bulele acestea, inclusiv cele care erau scufundate, încep să se ridice. Mai dăm câteva pompe. Și le vom lăsa 10-20 de secunde în felul acesta. Stecăm puțin în borcan ca și cele de la suprafață să intre de sub și să poată absorbi apă. Acum, vom scoate aerul, o parte din ele vor începe să se scufunde, dar după cum observați, au rămas încă foarte multe la suprafață. Asta înseamnă că încă nu au absorbit suficient de multă apă și le vom mai pompa o dată. Din nou, cele de la fundul borcanului, recipientului, s-au ridicat. Deja se poate observa, imediat, facem și o comparație. Uitați, există o diferență de mărime între cele nepregătite și cele pregătite. Au început să se umfle, de aceea se numește și pelete expandabilă, pentru că în momentul în care se umectează, ele devin mai mari. De aceea și când cumpărați, dacă doriți să folosiți pelete de 6 mm, va trebui să cumpărați pelete de 3 sau 4 mm pe cărlig. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Și deja, după cum puteți observa, scot capacul imediat, au rămas doar câteva pelete la suprafața apei. Înseamnă că s-au umectat. Ăsta este primul semn care ar trebui să vă spună că ați cumpărat pelete de calitate. În general, după a doua pompare, un procentaj de 95-98% din pelete ar trebui să se umecteze corespunzător. Restul de 2-3% e o cantitate neglijabilă. Ok, după ce le-am pregătit, vom scurge apa. Le vom pune într-un vas și le vom și acoperi. Acestea, pentru a putea fi folosite, o să trebuiască să mai stea în jur de 10 minute, un sfert de oră. Până atunci ne pregătim și noi ce avem de pregătit. După cum puteți observa, ele s-au expandat și au acum, de la cum erau din pungă tari, acum au o textură destul de poroasă, puretoasă, după cum puteți observa, sunt moi. Pot fi băgate în cârlig. Un alt tatu cu ele, prin folosirea lor, îl avem prin faptul că au o densitate apropiată de apă, ceea ce înseamnă că atunci când ajung pe substrat, iar peștele se mișcă deasupra lor, spre deosebire de peletele tari,
acestea vor fi cu ușurință ridicate de pe substrat și vor avea o mișcare de sus-jos care va atrage atenția peștilor. De asemenea, în momentul umectării puteți folosi orice fel de aditiv, colorant și le puteți customiza după cum doriți. Eu mai am un lot pregătit încă de acasă, peste care am pus puțin colorant roșu. Am zis, am o diversificare în momentul în care pescuiesc. Acelea să facă diferența între cele pregătite natural și cele cu culoare puțin mai gălbuie. Să existe un contrast pe fund, să sperăm că le vom și face să muște. Vasul o să îi punem în capac și după cum am spus, 10 minute, un sfert de oră, nu umblăm la ele. Cam astea sunt lucrurile care le-am pregătit. Mai urmează și peletele noastre. După cum se poate observa, apa s-a scurs, umezeala încă a rămas în ele și acestea, înainte de a fi băgate în nadă, după ultima umectare a nadei, vor mai absorbi. Deocamdată le lăsăm. Între timp, nada noastră era să-l stropească pe față un crab pe Claudiu. A scăpat de data aceasta. Noi continuăm cu umectarea finală a nadei. După cum spunem, puteți observa, este ok de folosit chiar și acum, dar nouă ne trebuie să fie puțin de tot mai colantă și particulele să absorbă foarte bine apa, așa că îi mai dăm puțin. Nada miros extraordinar datorită melasei și a proteinei de carne. Se simte și mirosul de făină de pește totodată. Vom vedea dacă am făcut o alegere bună sau nu astăzi. Eu spun că da. Dar dacă va ține plătica să mă contrazică, vom vedea la sfârșitul partidei. Cam asta ar fi nada noastră, nada pregătită. Cum vedeți, fac foarte, foarte ușor bulgări. Se poate observa în interior proteinele de carne. Sunt niște frimituri roșii, negre. Nada are în compoziție inclusiv spărtură foarte, foarte, foarte fină de porumb, de cânepă, de mei. Deci toate ingredientele care ar trebui să ajungă în apă și care să atragă peștii le avem. Dar la o granulație foarte fină, nu vrem să săturăm. Vrem doar să creăm competiție la mâncare prin particulele care le vom introduce noi. Peletele expandabile și micropeletele. Nada, o vom pune un bac, vom pregăti o montură și sper că în sfârșit o să ne apucăm și de pescuit. Am ajuns și la partea care ne interesează foarte, foarte mult și anume montura. Pentru că aici o să ne trebuiască o montură full colisantă, colisantă pe toată lungimea firului. O să trebuiască să facem una special pentru așa ceva. Vom folosi un fluorocarbon, este un torei excelent, de 0,259, adică 0,26 mai pe limba noastră. Mulți consideră că este un fir gros să faci o montură cu un 0,26, eu spun că nu, pentru că este greu, cum am spus și în emisiunea trecută, se așează bine pe substrat, fluorocarbonul se camuflează extraordinar de bine pe fundul lacului și este și rezistent la abrasiune în momentul în care culisează coșulețul, în timpul încărcării, în timpul drillului, este mult, mult mai rezistent decât un monofilament normal. Așadar, firul, mai avem nevoie de
o agrafă. Introducem firul prin agrafă și vom folosi astăzi, dacă și găsesc pe aici, aici este, uite-l. Vom folosi un quick change pentru atașarea cărligelor. Practic este un vârtej. Așa ceva ați mai văzut la pescarii de crap. Acum sunt făcute și pentru staționar într-o versiune mini. Deci practic are un cărlig, de aici o să prindem firul, forfacul cu cărligul prin ochet, se trage manșonul de cauciuc peste și gata. În felul acesta putem să schimbăm foarte, foarte repede diferite strune, tipuri de cârlige, fără să ne mai complicăm cu noduri, să dezbăim, să tăiem. Deci, cum am spus, prima oară, după cum te susțin, avem agrafa, urmează un stopor de cauciuc. La genul acesta de monturi trebuie să aveți foarte, foarte mare atenție la calitatea stopărelor. Există pe piață, din păcate, stopăre care sunt siliconice, dar dintr-un material extraordinar de prost și se taie foarte repede. O să vă trebuiască niște stopăre de calitate și nu o să vă fie greu să le găsiți. Sunt produse de foarte mulți în domeniu. Numai că o să trebuiască să fiți atenți. Cum vă puteți da seama, ele trebuie să fie destul de tari, consistența cauciucului, nu a siliconului. Așadar, trecem mai departe. După stopor, urmează să atașăm quick change-ul. Iar aici vom face o împletitură care va avea rol și de anti-tangle. Se face extraordinar de simplu. Practic, cu o mână ținem o bucată de fir, cu cealaltă mână răsucim. Se va forma un lup și în timp ce răsucim și aducem împreună cele două fire, continuăm. Bun. Ținem cu mâna să nu se desfacă și astfel împletitura aceasta întărește firul. Deja, după cum puteți observa, vedeți? Deja stă drept, susține greutatea firului, iar acesta va avea rol de anti-tangle. Îl terminăm cu un nod. Este un nod în forma literei 8. Se face un ochi, se duce prin spate. Ochiul îl rotim în sensul acelor de ceas și prindem cu mâna aici. Partea cu vârtejul se introduce prin fața ochiului format și în momentul în care trage, cu atenție, nu vă grăbiți în această fază, se poate observa, este o cifră de 8. Acesta este un nod în forma cifrei 8. Strângem, umezim. Strângem bine, excesul de fir îl tăiem. Și vom face montura. O vom face cam la 60-70 de centimetri, o bucățică de 10-15 centimetri vom pierde în momentul în care vom face nodul pe linia principală, pentru că agrafa să culiseze pe toată linia. Deci nu vom pune un vârtej aici, o vom lega direct de firul principal. Cam așa arată montura noastră. Vă voi arăta și în timpul partidei să vedeți cât de frumos stă împreună cu un coșuleț. Că tot a venit vorba de coșulețe. Avem o selecție de coșulețe din diferite materiale, găuri mai mari, mai mici.
După cum spuneam, avem apă adâncă, o să ne trebuiască automat un coșuleț de 40-50 de grame, 30, depinde de mărimea lui, pentru a cobor cât mai repede pe substrat și a se dispersa cât mai puțin în adă în timpul coborării. Pentru chestia asta, cele mai bune sunt acestea. Coboră extraordinar de repede. Problema cu ele este în momentul încărcării. Se încarcă doar pe la un capăt. Pe mine mă interesează în coșuleț să pun și peletele expandabile, iar acelea sunt moi, nu am cum să le presez. Deci acesta o să iasă din discuție. Mai avem coșulețele pe care le-ați văzut și în emisiunea trecută. Unul dintre acestea o să folosim, însă deocamdată, pe început de partidă, când vrem să șinadim, este destul de mic. Cară foarte puțină nadă, mai ales la plătică, unde trebuie date kilograme și kilograme de nadă. Și atunci o să rămânem cu cele două coșulețe. În astea două se poate observa o diferență destul de evidentă. Pe început de partidă îl voi folosi pe acesta. Este un coșuleț din metal. Are aproximativ 30 de grame acum. El era mai mare, dar am mai pilit din plumb. După cum observați, are găurile destul de mari. Asta nu o să mă ajute cu nimic. Deci îmi place forma. Îmi place faptul că se poate încărca cu nadă foarte, foarte multă, care destul de multă nadă, dar am o problemă cu ochiurile. Asta se poate rezolva extrem de ușor și cum altfel decât cu o bandă de izolier. O bandă simplă de izolier, care nu ar trebui să vă lipsească dintr-o să indiferent pentru ce. Și pur și simplu matisăm coșulețul. Dăm câteva ture, să fim siguri că rămâne lipit. Am încheiat sub plumb. Și vom repeta acest proces încă de două ori. Vom lăsa totuși foarte puțin din el, o să vedeți la final cum o să arate descoperit. Mai avem un cotule de dat. Dintr-un coșuleț aparent inutil, inutilizabil pentru ce ne trebuie nou aici, am reușit să realizăm unul care ne servește perfect. Am lăsat aceste două fante pentru a permite totuși apei, în momentul când coșulețul atinge substratul, să intre și să desfacă foarte repede apa, nada, mă scuzați. Iar faptul că am obturat găurile, restul de găuri, mă va asigura că pe cădere nu voi pierde foarte multă nadă din el. Așadar, cu o banală, cum am spus, bandă de izolier, am reușit să fac un coșuleț care o să ne servească scopului nostru. Voi merge acum, voi atașa și asta, montura. Singura chestie care ne-a mai rămas de făcut este alegerea cărligului și a firului. După cum spuneam, voi pescui cu pelete expandabile. Foarte mult se sperie de peletele expandabile pentru că sunt moi și spun că sunt bune de pescuit cu rubeziana, cu meciu, cu varga, pentru că nu rezistă la impactul cu apa și în momentul lansării cu fiderul. Ceea ce greșesc ei foarte, foarte mult este la alegerea cărligului. De fiecare dată au tendința să aleagă cărlige foarte mici, ceea ce contravine oarecum cu ideea de mumeală moale. Așadar, în momentul în care veți folosi un cârlig mai mare, să fie în concordanță cu mărimea nadei și plus de asta un cârlig cu o curbură foarte mare, de genul Y-gap, de genul acestuia care l-am eu aici, o să vedeți că nu veți mai avea niciun fel de problemă. Iar dacă cineva se întreabă cum să folosești un cârlig așa de mare, numărul 10, gros, greu, la plătică, e bine, aici iarăși nu ne facem probleme, după cum știm, pe Valea Argovei, este plătică din belciug, competiția la mâncare o să fie foarte, foarte mare, iar odată cu peletele expandabile, chiar putem să jonglăm. În ce sens? Dacă le vom stoarce puțin, vom elimina puțin apă din ea, acestea vor deveni semiflotante.
vor susține greutatea cârligului, așa că peștele pur și simplu va simți greutatea unei pelete și nu au cârligului acesta gros. Bun, pentru acest cârlig voi folosi un fir, este un monofilament, un 0.12, la fel o să vi se pare ciudat să legi un cârlig atât de mare cu un fir atât de subțire, dar totodată pe mine mă interesează ca plătica în momentul când a apucat peleta să nu simtă firul. Și de aceea voi folosi un monofilament extrem de subțire, dar rezistent. Și voi lega cârligul. Vom face în jur de 8-9 spire, sunt arhi suficiente. Strângem nodul, dar nu foarte tare. Și încă o dată țin să vă reamintesc firul. Stați, să vedem dacă reușim să-l facem să vadă cumva mai bine. Cred că aici. Firul nu trebuie niciodată să iasă prin spatele paletei, după cum observați. El trebuie adus să iasă prin fața paletei, așa că vom întoarce nodul. Acum este ok. O ridică și acum vom strânge nodul umezind înainte. Depărtăm excesul de fir. Și vom face, vor fac un strunul de aproximativ 60-70 de centimetri. Cam asta este lungimea de la care o să plecăm, în funcție de trăsături, prezentări și de cum se hrănește peștele, vom mai jongla cu lungimea strunei, o vom scurta, o vom lungi în funcție de cum ne dictează peștele. Dar asta vom ști numai după ce vom începe pescuitul efectiv. La fel vom încheia cu un nod, tot în forma literei 8, cifrei 8, mă scuzați, am ceva cu literele astăzi, din nou, după cum se poate vedea. Strângem ușor, umezim, apoi strângem nodul. Depărtăm excesul de fir și acesta este căligul nostru, care sperăm că va face suficiente victime astăzi cât să ne distrăm pe cinste. Haideți să ne apucăm și de pescuit, să vedem. Claudiu, se pare că ne-a luat-o din nou înainte. O plătică frumoasă. Ia spune, Claudiu, cu ce nadă, ce ai pregătit pentru astăzi? Am pregătit mai mult particule decât nadă în sine. Am un pământ făcut cu aditiv. Ce aditiv ai pus în el? Brasem, celebrul Brasem, care funcționează foarte bine la plătică. Deci să înțeleg că mergi pe partea clasică a lucrurilor. Oarecum, deși nu folosesc ground bait și am vrut doar să aditivez un pământ care are rolul mai mult de a purta particola pe vad, în schimb folosesc particole vierme mort, caster, semințe mai mici de cânepă, de mei, diverse fierte și semințe de porumb. Și dacă o să fie cazul, voi băga și vierme viu și rumătocată, vedem ce preferințe are peștea. Și practic astăzi încerci oarecum cu pământul nebăgând nadă și doar particule, încerci și oarecum să faci tot selecție, dar pe partea dulce a lucrurilor. Exact, și folosind un aditiv celebru pentru plătică. Se pare că este, am găsit locul în care e plătica, nu sunt mulțumit, plătica e între ape, am trăsături pe cădere foarte multe, deși am aruncat două coșulețe. Am foarte multe line bite-uri, deci va trebui să culcăm plătica, să o ducem jos de tot și asta înseamnă că voi merge foarte mult pe semințe grele care să cadă jos și să determine plăticile să se hrănească acolo unde pescuim, pe fundul apei. Să înțeleg că o să iei în considerare inclusiv descărcarea câtorva coșulețe între ape pentru a crea o ploaie de particule pe care să voi urmeze plătica. Voi folosi foarte multe semințe în coșuleț și doar dopuri mici de pământ
astfel încât în momentul în care nada lovește apa să se spargă și să cadă în formă de ploaie pe toată coloana, trăgând în jos plăticile care vor urmări mâncarea. Văd că folosește aceeași montură ca și mine. Da, asta este începutul. Să vedem dacă vom reuși să determinăm o momeală câștigătoare. Pe râmă, mai ales pe cădere, am avut niște fulgerări. Jos n-am avut nicio trăsătură. Pe vierme am avut mai multe trăsături, în schimb, tot așa, destul de... Noi le spunem că răpește peștele, destul de scurte, neconcretizate de o plecare care să merite să înțep. Am scos după aceea fără vierme, așa că am zis ok, să mai încerc o variantă. Speram, teoria era că la râmă cu vierme, nada, momeala clasică folosită, să fie cele mai multe prezentări. Dar probabil că asta se va întâmpla de-abia după ce vom determina platicile să se hrănească pe substrat. După cum am spus, pe cădere nici nu atinge bine apa în coborârea lui. Coșulețul coboară cam 6-7 secunde până la substrat, deci avem o adâncime destul de mare. Am trăsături. Semn că plăticile sunt acolo, sunt între ape, atacă tot ce cade pe trase, atacă cârlig. Ia uitați, să și văd semnele, uitați plătica în bătaie, deci aici în primul prag. Este o plătică care cred că e lovită de un șalău sau ceva, care înoată la suprafață, dar asta e zona unde se află astăzi plătica, am și observat-o și acolo am și găsit-o la primele aruncări. Vom încerca să capitalizăm informația asta. Încarc cu foarte multe semințe care se vor sparge la impact, vor cădea din coșuleț, pun doar un dop de pământ. Pământul, v-am spus, are rolul mai mult de a purta nada și de a tulbura puțin apa. Plăticile când se hrănesc tulbură foarte mult apa, ele creează un nor, de chiar dacă apa nu este foarte limpede, creează un nor și asta le stimulează să se hrănească. Noi încercăm să folosim reflexul lui Pavlov, creăm noi norul, determinăm plăticile să creadă că acolo se hrănește cineva. Cam așa arată și ar trebui să arate peletele noastre pe care le-am umectat, micropeletele. După cum observați, ele se despart una de alta. Arată ca unele uscate, practic, dar uitați, se pot strânge foarte, foarte ușor în bulgăre. Acestea le vom băga în apă și vom fi siguri că nu vor absorbi nici ele nada din apă, iar nada, dacă este umectată corespunzător, nu va absorbi nada din pelete. Chiar dacă se va întâmpla asta, nu este suficient apă în peletele acestea ca să supraumectăm, iar ele oricum nu vor pluti, ele fiind pelete scufundătoare. Așadar, cam așa ar trebui să arate peletele, bine umectate, înainte de a fi introduse în nadă. Acestea le vom introduce în nadă, le vom amesteca bine și le vom folosi în timpul partidei. Ok, am ajuns și la partea la care o să trebuiască să conectăm montura noastră cu firul principal. Pentru asta eu folosesc, prefer nodul Blod. Este un nod excelent pentru a lega două fire unul de celălalt, inclusiv de diametre diferite sau fir textil de monofilament. Pentru asta vom pune firele în paralel. Capătul firului de la lansetă, care vine de la molinetă, vom face un ochi. Uitați. Și vom matisa firul care vine de la molinetă împreună cu firul monturii. 4 noduri, 4 matisări vor fi suficiente. O să ne ajutăm și de cură. Mergem mai repede. Ok, 4 matisări, vom strânge, dar nu foarte tare, întoarce și vom face același lucru. De data aceasta firul scurt este firul care vine de la montură, cu acesta vom forma o buclă.
și vom atisa, de asemenea, firul care vine de la montură și firul principal, tot de 4 ori. Și încă o dată. De asemenea, îl strângem și pe acesta, nu foarte tare. Și după cum observați, acum avem două noduri similare. Vom umecta nodurile și linia și vom trage ușor de firul care vine de la muletă și de cel al monturii și vom apropia nodurile. Nodurile s-au apropiat. Tot ce ne rămâne acum de făcut este să strângem nodurile. De-abia acum strângem nodurile, nu le strângeți înainte. Încă dacă le strângeți înainte și le veți apropia, toată bucățica aceea de fir pe care culisează nodul se va încălzi, iar frecarea va deteriora firul. Implicit, nodul va fi foarte, foarte puțin rezistent și nu are sens. Așadar, urmează să strângem nodurile, trăgând de capetele scurte ale firelor. Câte puțin. Nu strângeți foarte tare de la început. O luăm din aproape în aproape. Ok, am terminat. Cam așa arată nodul nostru. Este spiră lângă spiră, se ține unul între altul. Foarte, foarte rezistent, după cum am spus. Și alt avantaj al acestui nod este că poate fi tăiat extrem de scurt. Am grasul foarte ca pentru operațiune așa de finețe. Acest nod puteți să-l folosiți inclusiv la atașarea unui înaintaș, dacă doriți să folosiți înaintaș de fir textil sau de fluorocarbon, care vă va ajuta în lansări, dacă folosiți un fir principal subțire. Și cam așa, după cum se spuneam, regulile bărții, și accentuez pe chestia cu regulile, pentru că la noi regulile se spune că sunt făcute a fi încălcate, din contră, o să trebuiască să învățăm că regulile sunt făcute pentru a fi respectate. Atât timp cât noi cerem să fim respectați, va trebui la rândul nostru să respectăm. Asta înseamnă să ținem cont de regulile fiecarei locații pe care mergem și nu în ultimul timp de regulile de bun simț. După cum observați, agrafa trece de culisează, deci trece fără mari probleme de nod. Deci nu există șanse să ca peștele să trăiască coșulețul. Oricum, șansa foarte, foarte mică să avem o ruptură aici, deoarece o să folosim un terminal extraordinar de subțire, de 0,12. Dar cu toate acestea, dacă vedem că prindem plătici mari, o să trebuiască să reforțăm, găsim praguri, automat o să trebuiască să schimbăm și firul de la strună și atunci este bine ca montura să fie pregătită din timp pentru așa ceva. Vom atașa acum coșulețul, cârligul și ne vom apuca de pescuit. Folosim o lansetă medium, la fel este o lansetă parabolică. Vârful folosit este un vârf de 2 oz din fibră de sticlă. La fel, majoritatea pescarilor care preferă să pescuiască la feeder se feresc de vârfuri groase. Consideră că un vârf subțire este extraordinar de bun în semnalizare. Dar uită un aspect extraordinar de important. Vârful totodată ne ajută și în momentul lansării. Noi vom folosi greutăți de 50, 60, 70 de grame și dacă vom găsi un prag la 40-50 de metri o să avem deja probleme dacă am folosit un vârf mai subțire. Și un vârf de 2 oz semnalizează la fel de bine trăsătura precum un vârf de 1 oz sau 1,5 oz, atâta timp cât montura, cârligul, struna, momeala sunt prezentate excelent și merg. De asemenea, vom folosi aceeași muletă ca data trecută, o muletă de 4000 și firul principal este același, este un fir de 0,21, rezistent la abraziune, la fel foarte, foarte de mare accent pe firul principal. Mai ales în situația de acum, după cum spuneam, pescuim în praguri. Dacă se întâmplă ca plătica
să o ia de-a lungul pragului, firul nostru să se frece de marginea pragului, vom putea avea probleme. Așa că foarte mare atenție în funcție de locul pe care îl alegeți să pescuiți, în funcție de substrat, să vă acordați echipamentul în consecință. Așadar, o lansetă de putere mediu ne permite să și forțăm peștele, să-l tragem de jos, de la adâncime, peste prag. Ne permite și să lansăm cu ușurință greutăți mari, 40, 50, 60 de grame. Și totodată, acțiunea sa parabolică ne ajută să amortizăm și mișcările peștelui în timpul drillului. După cum puteți vedea, și nici nu aplică o foarte mare forță. Lanseta acționează precum un resort și va trebui să aveți încredere în echipamentul pe care îl folosiți, pentru că el vă va ajuta extraordinar de mult în timpul partidei. Cam asta este tot. Să-l punem și la muncă, dacă tot l-am prezentat. Am folosit o peletă. Totdeauna când o băgați în cârlig, peletele de acest gen, peletele expandate, nu le băgați pe lungime. Întotdeauna se îmbacă pe lățime. Le înțepați pur și simplu în cârlig până când intră. Apoi, niciodată să nu țineți de peletă și să forțați cârligul înăuntru. Întotdeauna țineți cârligul fix și pur și simplu rotiți ușor de peletă pentru a urma curbura cârligului. Așa nu are cum să vă mai sară din cârlig. Chiar dacă la prima vedere pare destul de spartană această prezentare pe care o avem, se vede și din tija cârligului și din vârf, dar vă asigur că în momentul în care va exista o competiție de nădire, aceste lucruri nu vor fi observate de pești. Așadar, așa va arăta momela noastră pe substrat. Iar pentru încărcare, după cum am spus, vom folosi și peletele pe care le folosim la cârlig. Vom pune câteva în nadă și le vom lua cu coșulețul. Întotdeauna, indiferent de momela pe care o folosesc, încerc să introduc o parte mai mare sau mai mică în funcție de răspunsul peștilor pe vad. Am încărcat coșulețul. După sondare am descoperit că pragul este destul de aproape, este la aproximativ 3 metri de mal, aici unde ne aflăm, și e o distanță destul de mică de pescuit la feeder, așa că o să ne forțăm puțin norocul și în loc să pescuim acolo unde stă plătica, de obicei la baza pragului, vom încerca să formăm un vad puțin de tot mai în larg, un loc din care putem să avem și plăcerea unui drill, că de la 3 metri doar să o ridici și practic puteam să pescuim la vargă, și plăcerea unui drill, dar totodată ne vom testa și nada, momela, să vedem dacă va fi în stare să tragă plăticile, să le scoată după traseul lor obișnuit. Și dar am încărcat, avem momela, nada în coșuleț, sunt clipsat pe distanța pe care trebuie aruncat, lansăm, a oprit. Da, dar n-am înțepat, puțin mai îmbrăcat, dar tot. La talia clasică păsărlești, că trebuie să schimb cârligul cu unul mai mare. Și am pus un buchet de vieri. Cârligul care acum nu mai vrea să iasă. Este un drill acum cu o plătică. Reușit, am ridicat-o între apă. Este foarte mare. Așteptăm să vină și cele puțin mai corpulente. Problema este că se hrănesc foarte apatic, cel puțin la început, iar peletele de 8 mm se pare că sunt prea mult pentru ele. Iar pentru trăsături pozitive, la care putem să înțepăm cu succes, a trebuit să schimb cârligul cu unul mai mic, mai subțire, și de asemenea și momela.
asta este frumusețea când folosești peletele acestea expandabile. Pur și simplu am tăiat o peletă în jumătate și folosesc jumătăți de peletă. Deja s-au strâns pe vad câteva bucăți. Sperând că vom intra și într-un ritm mai alert cu trăsăturile și capturile. Iar odată ce am reușit să strângem peștii pe vad, voi schimba și coșulețul cu unul puțin de tot mai mic și mai greu, să coboare mult mai repede între ape. Am avut câteva trăsături pe cădere și nu îmi place chestia asta. Ne vom adapta din mers. Deja peștele s-a așezat din câte pot observa pe vad. Vin câteva frumuseți. Încă așteptăm ceva și mai mare. Și din câte se poate observa, să încercăm și în cadrul mai apropiat. Deja elimină nadă ce am dat noi. Asta este semn clar. A intrat pe vad, se hrănește, a reușit să o aducem dintre ape pe substrat exact unde o vrem. Iar peletele funcționează de minune. Trăsăturile sunt decise. Și putem capitaliza pe ele. Am avut o oarecare urmă de îndoială, întrucât în prima fază au intrat niște plătici mai mici, pentru care se pare peletele de 8 mm erau cam mari, iar trăsăturile erau foarte apatice. Am schimbat cârligul, am pescuit cu jumătate de peletă, am prins câteva, apoi am trecut din nou pe cârlig mare și o peletă întreagă. În definitiv, ne dorim și calitate, nu numai cantitate. Altă victimă amatoare de pelete, pare ceva puțin mai îmbrăcată sau cel puțin mai în formă decât celelalte, dar chiar este frumoasă. Exact asta căutam și noi, așa exemplare, prin strategia pe care am decis să mergem astăzi. De la mărimea asta încolo putem spune că pescuim la plătică. Uitați, sac ce ziceam, agățat în buza de jos. Așa să tot pescuiești și să rulești. Thank you.
cu această plătică. Are un curând, o să vedem dacă e în continuare ceea ce trebuie. Sper să fie. Încheiem și partida de astăzi. Dependem de fider la plătică. Cu promisiunea că data viitoare vom fi în compania ciortainilor și de ce nu a crapilor. Ultima vedetă a zilei. O talie decentă. Eu spun că cu astfel de exemplare ne-am atins scopul. Nada și peletele funcționează excelent. Chiar vă îndemn să încercați și dumneavoastră. E o metodă extraordinară de selecție și nu numai pentru plătică. Peletele acestea pot fi folosite inclusiv pentru caras, ciortan mai ales, crap, de ce nu? Și o să observați dumneavoastră că rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Eu vă urez fir întins până data viitoare. Aștept cu nerăbdare să ne revedem. O zi bună! Noi o să rămânem să pescuim în continuare. E prea plăcut aici, e și umbră acum. Plăticile se hrănesc mult mai ok, au coborât pe substrat. Așa, la o primă vedere, talia plăticilor pe care le-am prins eu e mai mică decât cea pe care le prinde Cătălin. Deci fishmeal-ul și peletele, în primul rând, reușesc să facă o selecție. În schimb, frecvența este mult mai bună pe vierme și pe râmă. Vă așteptăm să vă mai destăinuim din secrete și la ciortan și la alte specii data viitoare. Operatorul nostru a avut treabă și a trebuit să plece mai devreme. N-a reușit să fie aici pentru final. E un adevărat haos. După cum spuneam, asta este captura de la finele partidei. Se vede o diferență clară de talie pe fishmeal. Nu știu dacă puteți observa, plăticile mele mult mai mici, plăticile Cătălin mai mari. Clar un atu pentru nada pe bază de fishmeal, un atu pentru pelete, merită încercate, nu aveți ce regreta. Și cantitativ ai prins mult mai mult dacă ar fi să cântărim.